bunicul îmi zicea mereu: să le spui prietenilor tăi povestea celor care nu au omorât în viața lor nici măcar o muscă, dar care au degerat prin închisorile comuniste, vinovați doar de credință în Dumnezeu, în demnitate și în bine, numai când o să fie frig afară de să crape pietrele. La poartă, în ger, și să te uiți în ochii lor. Pune-i să-și închipuie cum șuieră viforul prin fereastra fără geam din celulă, cât de mică e bucățica de pâine și cât de dure torturile. Nimeni dintre ai noștri, ăia pe care îi trecem duminica pe pomelnic, nu și-a urât sau blestemat dușmanul, nu și-a trădat neamul și pe-ai lui, iar Duhul Bun nu i-a părăsit niciodată. Și apoi, întreabă-i pe prietenii tăi dacă nu le vine să se plece în genunchi când trece pe lângă ei un moș dintre cei care au supraviețuit urgiei ăsteia. Nu te năcăși dacă nu se pleacă și, mai mult, deseori scuipă în urma moșilor ăstora. Poate nu le-a fost încă suficient de frig ca să înțeleagă.